Salutare băbuiții, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip voi face un top 5 locații OG din Fortnite. Și sunt foarte curios câți dintre voi ați aterizat vreodată acolo sau dacă le cunoașteți. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați voi să spargeți butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe. Ană-te un pe șopăcel ca să nu fii bocăncel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Iar acum, hai să trecem la videoclip. Din câte știți și voi, eu joc Fortnite de la începutul Fortnite-ului, adică din sezonul 0. Mi se pare că prin 2017 am început, dacă nu mă înșel. În orice caz, am prins absolut toate chestiile, și skinurile OG, și locațiile OG, și toate informațiile OG, și toate chestiile OG. Deci da, putem spune că sunt OG. Însă foarte mulți dintre voi, chiar și eu, sincer acum, am cam uitat de anumite chestii care sunt OG. Ca să vă dau un exemplu, aceste locații pe care o să vi le arăt în acest videoclip. Acum mi-am amintit și eu de unele pe care nu le mai știam. Pe locul cu numărul 5 în acest top se află locația numită OG Containers. Este o locație care în sine nu are un nume și n-a avut niciodată, ci așa a fost denumită pentru că acolo este full de containere la propriu, și este o locație care era situată lângă Wailing Woods și lângă Lonely Lodge. Pe lângă mai erau și alte locații, dar acestea erau cele mai apropiate. Dar precum v-am spus și mai înainte, această locație nu a avut un nume, adică dacă te uitai pe hartă, nu apărea numele, gen să scrie acolo OG Containers. Nu, era doar o locație simplă de pe hartă, iar așa a fost denumită, pentru că ea este OG, a fost doar atunci. Și putem spune că doar așa ne amintim de ea, pentru că era singura locație plină de containere sau formată doar din containere. Pe locul cu numărul 4, în acest top, se află locația Prison, mai bine spus închisoarea. Este o locație de care probabil ați uitat și voi, chiar dacă sunteți OG, pentru că și eu am uitat, însă datorită acestei idei pe care am avut-o să fac un videoclip despre locații OG, ei bine, mi-am amintit de ea. Iar locația aceasta în sine chiar era o închisoare la propriu. Erau doar niște clădiri, bineînțeles, lipite toate de celelalte, pentru că așa arată și o închisoare de maximă siguranță. Bineînțeles, era și înconjurată de un gard destul de înalt, iar în toate aceste clădiri din această locație, bineînțeles, existau și celule, pentru că era o închisoare la propriu, așa se și numește, prison. Însă chiar dacă era o locație dubioasă, băi, să știți că era populară, adică chiar ateriza lumea pe acolo și foarte multă. Mai ales că această închisoare era situată pe lângă Moistmire, o altă locație OG. Pe locul cu numărul 3 în acest top se află locația Moistmire, despre care v-am spus și înainte. Locația aceasta este o locație de suflet, chiar vă pot spune asta. Și tot ceea ce găseai în această locație, ei bine, era mlaștina, adică toată locația era plină de mlaștina. Evident, singurele locuri care existau în această locație erau niște căsuțe foarte mici, erau și acolo câteva, iar în rest erau foarte mulți copaci și în rest, bineînțeles, doar mlaștina. Însă, în cazul în care sunteți OG și ați aterizat vreodată în această locație, e bine, știți cu siguranță că aici găseai cel mai bun loot. Dacă îți doreai să găsești o armă sau un item legendar sau epic, ei bine, asta era locația unde te duceai. Deci aici cred că era cea mai mare șansă de drop. Aici găseai mereu iteme sau arme legendare. Însă, precum v-am spus, nu era o locație specială vizual vorbind, pentru că era plină de mlaștină, adică numai noroi și apă. Pe locul cu numărul 2 în acest top se află locația OG Factories, mai bine spus și fabricile OG. Această locație era situată foarte aproape de Dusty Depot și se numesc și fabricile de la Dusty Depot, pentru că atât de apropiate erau, și această locație în sine era formată din 3 fabrici. 3 fabrici însă care erau foarte populare și 3 fabrici la care ateriza foarte multă lume și se duceau aici. Și lumea nu mergea acolo un număr atât de mare pentru că locația era OG, pentru că absolut oricine mergea acolo era OG până la urmă, pentru că locația exista doar în primele sezoane. Însă în sine, chiar dacă locația aceasta era foarte mică și era formată doar din 3 fabrici, ei bine, era o locație foarte iubită și foarte populară. Și bineînțeles, majoritatea își făceau ori drum de la fabrici la Dusty Depot, ori de la Dusty Depot la fabrici, adică cam așa funcționa. De obicei, la aceste fabrici, dar și la Dusty Depot, se întâmplau cele mai multe bătăi. Adică se știa dacă aveai chef de kill-uri sau și dacă n-aveai chef, oricum acolo era plin mereu. Iar pe mult așteptatul loc 1 din acest top este locația Pleasant Park. Trebuie să recunosc că îmi face foarte mare plăcere să menționez această locație, pentru că Pleasant Park-ul îl cunoașteți și voi. Și gândiți-vă că locația aceasta există de când este Fortnite-ul, adică din sezonul 1, frate. Iar aici nu s-au petrecut schimbări foarte mari, adică mai mereu, și locația a rămas intactă și a rămas mereu pe hartă. Într-adevăr, au existat mici modificări la această locație când s-a mai făcut o colaborare sau când a mai fost un eveniment, dar în sine, locația este OG, rămâne OG și este practic locația de care ne amintim cu toții. Există de când este Fortnite-ul și există chiar și acum,
și este o locație foarte populară de când există Fortnite-ul. Sunt puține acele locații care sunt OG și gândiți-vă că unele pe care vi le-am arătat în acest videoclip nici măcar n-aveau nume pe hartă. Însă ele au rămas în inima noastră și bineînțeles sunt iubite de absolut toată comunitatea și nimeni nu poate nega asta. Iar acum, în secțiunea de comentarii, nu uitați să-mi scrieți care este locația voastră OG preferată. Dar da, băbuiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip, iar acesta a fost top 5-ul despre locații OG din Fortnite. Nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă v-ați amintit și voi de anumite locații pe care le-ați uitat și nu uitați să-mi scrieți care este locația voastră preferată care a rămas OG. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe, ană-te un pe șopăcel ca să nu fii bocăncel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!